Și dumneavoastră și tuturor băcoanilor care ne urmăresc pe rețele de socializare. Dacă dumneavoastră nu vă era dor de noi, nu ne era dor de mass media băcăoană, de un dialog, fie și trimestrial. Cu orgoliu, spunem, suntem organizația politică din județul Bacău, care comunică cel mai des, nu are temeri în a comunica cu mass media și cu cetățenii județului Bacău, chiar dacă nu avem evenimente politice importante, semnificative în sânul organizației, cum au alte partide. Unii au conferințe, cum sunt liberale astăzi, ceva mai festiviste, alții au avut conferințe de alegeri, dar numai ei au știut de ele pentru că au avut de reglat chestiuni interne. Mă refer strict la cei de la USR. N-am văzut nicio comunicare publică, nicio conferință de presă, din partea celor de la USR. Dar bine, revenind și contextualizând puțin, suntem la finalul sesiunii parlamentare. A trecut un semestru, 6 luni. Ne-am văzut anul acesta de încă 2 ore. E a 3-a oară când ne vedem. Sigur că suntem partid de opoziție, dar am constatat în această perioadă, în ultima săptămână cu precădere, niște lucruri care, dacă se întâmplau în vremea Partidului Social-Democrat sau a Guvernării Social-Democrate, societatea civilă, chiar și mass media, era probabil alarmată sau indignată. Am văzut un periplu în Moldova în ultimele zile din partea primului ministru de la PNL. PNL Bacău, având această constantă de a-și invita prim-miniștri doar când sunt alegeri. Ludovic Orban a fost de 2 ori în județul Bacău cât a fost prim-ministru, odată cu o săptămână înainte de campania de la locale și a doua oară în săptămâna dinaintea campaniei de la parlamentare, inaugurând pe repede înainte centura Bacăului. Iată că iarăși PNL Bacău invită primul ministru în județ, dar cu ocazia alegerilor interne. Ne-am fi dorit foarte mult ca primul ministru al României să aibă un dialog cu autoritățile locale, cu factorii administrativi din județul Bacău, cu primarii județului Bacău, cu toți primarii județului Bacău, să audă problemele pe care le au. Și sigur că nu ne-am fi dorit să vedem că s-a întâlnit pe terasă la George Apostol cu 10, 15, 20 de primari liberali, pentru că în județul Bacău mai sunt unități administrative teritoriale reprezentate de primari și pe aceștia nu i-a căutat nimeni și nu i-a întrebat nimeni nimic. Am fi dorit să aflăm, am urmărit acest periplu prin Moldova alaiului domnului Câțu, încercând să vedem ce se propune pentru, care sunt proiectele pentru Moldova și pentru județul Bacău. Poate aflăm astăzi, de joi și până astăzi, mergând la Suceava, la Neamț, la Iași, la Botoșan sau la Vaslui, am auzit doar declarații pompoase, generalități, de genul că românii sunt mai fericiți și că puterea de cumpărare a românilor a trecut. Sperăm că astăzi, în ultimul, la finalul acestui periplu, totuși să aflăm pe unde se va trece cu autostradă, se va traversa Carpații la nivel de autostradă dinspre Moldova spre Transilvania, pentru că acum, numai departe de 2-3 ani, toți liberalii din Moldova, inclusiv cei din Bacău, mergeau cu motocicleta până la București pentru a milita pentru autostrada A8, la momentul respectiv, Iași-Târgu Mureș, pentru care au și votat o lege, vă amintiți, despre care Ludovic Orban a spus acum că numai România se putea imagina așa ceva și a avut numai rațiuni electorale acea lege, iată, după 2-3 ani. Auzim o declarație extrem de pertinentă. Astăzi, după 4-5 zile de plimbat prin Moldova, noi nu am aflat, nici noi băcăoani, nici ceilalți moldoveni, nu am aflat pe unde își propune actuala guvernare să traverseze Carpații. PNRR-ul nu prevede practic niciun proiect pentru zona Moldovei.
Și sigur că este complicat, și am mai spus acest lucru și la post în continuare, este complicat ca cineva să susțină proiectele Moldovei sau proiectele județului Bacău, atâta timp cât în Guvernul României nu este niciun ministru din Moldova. Există un ministru al culturii extrem de low profile, dacă pot să spun așa, ci că ar fi din Moldova. În rest, Moldova nu este reprezentată în Guvernul Câțu. Județul Bacău nu are niciun reprezentant, nici de la PNL, nici de la USR în Guvernul României, nici în eșalonul 1, nici în eșalonul 2 și nici în eșalonul 3. Și evident că proiectele Bacăului sau proiectele Moldovei nu are cine să le susțină. Am auzit doar că după 25 septembrie, o dată foarte importantă pare să pentru România, pentru că e Congresul PNL, după 25 septembrie Moldova își va regăsi proiectele, își va avea parte de vești bune, fel de fel de declarații în acestea pompoase și de campanie internă. E un blestem pe ce se întâmplă în România cu această dorință a liberalilor în 2020 de a face alegeri cu orice preț, chiar dacă COVID-ul era în permanentă creștere. Și acum cu alegerile interne, practic ei au ocupat dezbaterea publică cu alegerile interne. Ba se anulează alegeri pe la Timiș, ba la Vaslui ministrul Tătaru a fraudat alegerile, am văzut fel de fel de competiții din acestea mai mult sau mai puțin reale. Nu știm ce va fi la Bacău, să vedem ce înseamnă suflu nou la PNL Bacău. Deocamdată am văzut la nivel național ce înseamnă suflu nou, înseamnă boc și fluturi de a stânga și de a dreapta domnului Câțu, boc și fluturi care și acum 10-11 ani erau la guvernare și tăiau paturi de spital pentru a face stadioane la Cluj sau rezolvau gripa aviară cu apă plată. Asta e suflul la nivel național. Să vedem la nivel de județ Bacău ce va însemna. Așteptăm și noi configurația viitoarei conduceri a PNL Bacău. Dar eu sper că astăzi, totuși, să se discute și despre proiectele Bacăului, să se discute și despre traversarea Carpaților la nivel de autostradă. Mi-aș dori foarte mult ca liberalii băcăuani să vorbească astăzi, pentru că sunt în Bacău, despre A13, nu despre generalități, că ce bine ar fi să se facă o autostradă, să se facă vreo 3, că le știm discursurile din ultimii ani. Mi-aș dori ca astăzi liberalii băcăuani care vor prezenta mesaje de susținere pentru Câțu, pentru Orban, ce vor face acolo, vor vorbi și despre proiectele importante ale Bacăului. Nu mai au ce să vorbească despre centură și despre aeroport, dar despre A13 ar trebui să vorbească și subliniez încă o dată în mod exclusiv, pentru că l-au în sală pe actualul prim-ministru al României și ar trebui să-l notifice cu importanța acestui proiect care traversează Carpații de la est la vest. Au acaparat, repet, dezbaterea publică cu aceste alegeri, dar nu discută despre PNRR-ul, unde vedeți peste 12 state deja le-au aprobate. Prin aprilie vorbeau că va fi aprobat în mai, acum deja pare să că ne ducem în toamnă, nici măcar în septembrie, pare să că în octombrie PNRR-ul României va fi aprobat și cât va fi aprobat din el, pentru că aici este o dezbatere falsă întreținută de Ministrul Fondurilor Europene, că domnule, evident că se va aproba finalmente un PNRR, dar să vedem în ce cuantum și cu ce proiecte sau ce proiecte mai rămân din PNRR-ul pe care l-a depus guvernul Câțu pe 31 mai. Dar iată că nu. Aceste probleme nu există la nivelul dezbaterii în PNL. Există doar această răfuială internă din care aflăm lucruri care mai ciudate, cum a fost această declarație al Orban cu votarea legii autostrăzii. Dar probabil vor mai veni întrebări din partea noastră pe actualitate politică locală sau națională. Am să dau cuvântul și colegilor mei, pentru că sunt și probleme care derivă din zona metropolitană, din PNDL-ul care momentan este blocat, după care am să dau curs întrebărilor dacă vor fi. Domnul președinte Valentin Ivancea. Mulțumesc, domn președinte. Vă salut, vă mulțumesc pentru participare. După cum bine știți, acum câteva săptămâni a venit la Bacău domnul ministru Ceche, a fost o conferință de presă, a adunat primarii, a promis finalizarea PNDL 2, PNDL 3 chiar, și începerea unui alt proiect, PNDL 3, ca după câteva zile să primim atât
la primăriele din județ, cât și la Consiliul Județean, o dispoziție de sistare a plăților la PNDL. Am făcut un inventar a ceea ce înseamnă proiecte în derulare pe PNDL, sunt 119 proiecte, afectate 70 de OAT-uri și Consiliul Județean, evident că este afectat, Consiliul Județean are în derulare 5 proiecte PNDL, necesarul pe care l-am inventariat atât la nivelul județului cât și la nivelul Consiliului Județean duce la sume destul de mari, respectiv 300, aproximativ 300 de milioane la nivelul județului necesar de finanțare și la nivelul Consiliului Județean în jur de 60 de milioane. Evident că pe lângă creșterea prețului în piață de materiale de construcții, care evident că încurcă foarte mult constructorul, cât și beneficiarul, mai apare și această sistare de plăți. Ceea ce face că în această perioadă, suntem într-o perioadă de vară în care ritmul șantierelor trebuie să fie susținut, nu face decât să încetinească execuția unor lucrări obținute cu mare greu prin PNDL și care evident că aduce dezvoltare județului. La nivel de Consiliul Județean o să fac de așa natură încât să găsim soluții de finanțare ca niciun proiect să nu rămână suspendat. Pe această cale asigur și constructorii că vom face tot ce ține de noi ca să plătească stadiul fizic al lucrărilor. Vom face rectificări în funcție de viteza de lucru pe care o are fiecare constructor. Mai mult decât atât, doresc ca și primăriile poate reușesc să găsească finanțare din fonduri proprii, ca ulterior poate se va găsi o soluție de deblocare a acestui proiect. Eu atât am avut să vă anunț, să vă spun și domnul președinte, dacă da, mulțumesc pe aștept întrebări. Da, da. Deci să surprindem că suspendarea PNDL-ului în mijlocul verii este lucru pe care ne doream cel mai puțin, pentru că sunt constructori care chiar își fac treaba, dar ei trebuie și plătiți. Și această veste cu suspendarea PNDL-ului este degeaba dai banii în octombrie, noiembrie, decembrie, când vine iarna, dacă în mijlocul verii, când se poate lucra și se poate avansa cu proiectele, tu nu asiguri finanțare. Apropo de Suflu Nou și apropo de PNL, domnul Bogdan Pleșca, proaspăt venit lângă noi, mai puțin de un an, și îi mulțumim și pe această cale pentru faptul că a avut încredere în echipa pe care am propus-o la Consiliul Județean în septembrie anul trecut. Apropo de Suflu Nou și ce înseamnă Suflu Nou într-un partid, vrea să vă aducă la cunoștință și să vă dea o știre, poate nu mai știați de zona metropolitană, poate nu mai știați de personajul politic de la PNL de 30 de ani, singurul personaj politic care are 30 de ani din județul Bacău. Dacă vă las să ghiceți, s-ar putea să nu cunoașteți, da, e singurul. E la PNL, apropo de Suflu Nou. Domnul Ilie Bârzu a înviat. Dar vă povestește Bogdan pentru că e tragicomic, dacă pot să spun așa, ce se întâmplă la nivelul municipiului Bacău și la nivelul zonei metropolitane sub administrația USR PNL. Bună ziua! În primul rând vă mulțumesc și eu că venit astăzi alături de noi în această conferință de presă. Astăzi o să vă vorbesc despre Suflul Nou din PNL Bacău, un personaj care este de 30 de ani pe scena politică băcăuană, după cum bine zicea domnul președinte, vorba despre domnul Ilie Bârzu, care ne-a sunat săptămâna trecută să ne invite la o ședință al zonei metropolitane. Zona metropolitană care, chiar dacă activează de 10 ani de zile, nu cred că știm, nu cred că putem da nimeni un exemplu de proiect ce s-a întâmplat și s-a realizat pe zona metropolitană. Acest personaj, domnul Bârzu, noul suflu din PNL Bacău, care va fi și propunerea
de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Bacău al PNL, care a avansat de la Consiliul Local către Consiliul Județean, în 30 de ani a reușit să avanseze la Consiliul Județean, ne-a invitat săptămâna trecută să aprobăm niște proiecte pe ordinea de zi, proiecte pe care ni le-a trimis cu o zi înainte, la ora 3:20, un convocator prin care cereau modificarea statutului zonei metropolitane. Ne punea să votăm președintele acestei zone metropolitane și membrii în Consiliul Director. Niște proiecte care nu aveau nicio fundamentare, nu aveam nicio bază legală și el fiind director ajung și stând pe salarii de 5-6 mii de lei în cadrul zonei metropolitane de 10 ani de zile, ne punea să le votăm. Sunt de părere că actuala conducere a zonei metropolitane ar trebui să-și depună mandatul, pentru că în 10 ani de zile nu am auzit niciun proiect din partea lor. Această zonă metropolitană poate fi un ADI foarte bine structurat și poate lua exemplul ADIB și ADIS, unde pe ADIB se atrag în jur de 40 de milioane de euro fonduri europene, 400 de milioane de euro fonduri europene. ADIS a rezolvat cam toate problemele ce țin de salubritate în județul Bacău, iar ADIZM, cum se numește ADI-ul zonei metropolitane, pur și simplu încasează din taxe, din banii băcăuanilor și nu numai a băcăuanilor și a comunilor din jurul Bacăului, doar pentru a plăti salariile angajaților, în speță al domnului Bârzu. Această zonă metropolitană s-ar putea dezvolta foarte frumos. În moment de față, în zona metropolitană sunt 24 de UAT-uri, se întinde până la Buhuș, ceea ce nu este corect. Putem poate lua exemplu de la Oradea, de la Brașov, dacă vrea, și poate face o zonă metropolitană funcțională cu UAT-urile din jurul municipiului Bacău, unde ar putea rezolva foarte frumos problema câinilor comunitari, unde majoritatea comunelor au o problemă pe partea asta, ar putea rezolva foarte frumos atragerea de fonduri europene pentru dezvoltarea acestei zone, ar putea înființa o poliție locală a zonei metropolitane și multe alte proiecte, în transport al zonei metropolitane, multe alte proiecte unde se pot accesa fonduri europene. Prin urmare, acesta este exemplul de promovare a suflului nou în cadrul PNL Bacău, oameni cu ștate veche în cadrul politicii băcăoane de 30 de ani de zile, nu lasă locuri și tinerilor din cadrul organizației PNL Bacău și promovează tot astfel de personaje care tot apar pe scena politică băcăoană și mai nou sunt avansate de la municipiul Bacău la județ. Prin urmare, ca recapitulare, le-aș transmite să-și depună mandatul cât mai repede și să găsim împreună, alături de Consiliul Județean și de UAT-urile din jurul municipiului Bacău, o variantă de conducere agreată, funcțională, care să ia exemplul ADIS și ADIP, să înceapă să atragă fonduri europene și să funcționeze la capacitate maximă. Vă mulțumesc frumos! Mulțumesc și eu, Bogdan. Evident, motorul zonei metropolitane trebuie să fie Primăria Bacău și Consiliul Județean și comunele limitrofe, dar într-adevăr nu putem. Această statistică este dură. Ea funcționează de vreo 13-14 ani, această zonă metropolitană, pe hârtie, generează 2-3 sinecuri, n-a reușit să atragă și să implementeze niciun proiect. Ca atare, evident că resuscitarea acestei zone metropolitane e un proiect care trebuie privit mai cu atenție și de care responsabil în primul rând sunt primarul municipiului Bacău și președintele Consiliului Județean, dar nu de maniera aceasta în care vine domnul Bârzu și face o ședință, nu, o ședință online în care îi pune pe oameni să voteze să voteze practic perpetuarea dânsului și dânsul fiind adjunct și a șefei dânsului, o altă rubedenie din primărie, perpetuarea dânsului în sinecuri. Nu așa se poate pune pe roate Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău. Repet,
cea mai neperformantă structură asociativă din județul Bacău. A comparat-o foarte bine Bogdan cu Adib și Adis. Adib, într-adevăr, implementează. O finanțare europeană de 400 și ceva de milioane de euro a implementat 100 și ceva de milioane de euro. Adisul nu, și ea a tras investiții de 10 de milioane de euro prin care s-a rezolvat infrastructura și asta este o știre și pentru fostul ministru al mediului Fechet și pentru actualul prefect Bulai, dacă a fost prin județul Bacău în ultimii 10 ani, sau pentru șeful de la Garda de Mediu. Adis Bacău și Consiliul Județean Bacău au rezolvat infrastructura de mediu la nivelul județului prin investiții pe fonduri europene, fiind în primele 3-5 județe care au tras linie și au absorbit cele mai multe fonduri europene și au rezolvat această infrastructură de mediu. Au închis gropi, au construit Comănești, Moinești, Târgu Ocna, au finanțat celula 2, că tot am văzut o dezbatere și pe celula 2 și celula 1, Consiliul Județean a finanțat celula 2, s-au făcut licitațiile, s-au încheiat contracte cu toți operatorii și pe Bacău plus 22 de comune și pe restul județului, se face treabă, se colectează deșeurile, dar noi ce am observat în ultima lună în județul Bacău? Un festival al populismului și din partea lui Fechet și din partea lui prefectului, cu fel de fel de controle inopinate doar la primarii PSD, cu amenzi cât se poate de usturătoare, clar controle dirijate politic, în ciuda comunicatelor de presă de dezmințire. Suntem de atâția ani în politică și știm foarte bine cu... Dar constat că deși au lipsit în ultimii ani din județ și n-au văzut progresele care s-au înregistrat în județul Bacău, dar ne vom bate cu ei și cu ipocrizia și populismul dânșilor. Mă opresc aici. Întrebări pentru fiecare dintre noi, dacă sunt. De orice gen, v-am obișnuit cu... Nu avem subiecte tabu sau care să nu le abordăm. Asocie. Domnul primar a spus că el consideră că toate costurile cu închiderea urului, care am venit, sunt destul de mari, ar trebui suportate de principal de Consiliul Județean, care nu produce, nu depozitează acolo, producția de entitate care nu produce deșeuri. Vreau să vă întreb cum ați excepționat, mă rog, dacă ați știut de propunerea primarului, de intenția, de curtea asta pe care o face Consiliul Județean de la distanță, cum ați văzut ce s-a discutat în Consiliul local? Să știți că am urmărit ședința, am văzut și propunerea. Ca să se reiau ceea ce un domn viceprimar fost prefect, să-mi revin din uimire, îmi revin în felul în care această propunere nu a fost făcută scris către Consiliul Județean. Această propunere a fost înaintată, am avut o discuție inițială cu domnul primar pe închiderea grupii și am răspuns de atunci că nu putem noi să fim coparticipanți la celula numărul 1, la închiderea celulei numărul 1, deoarece nu suntem proprietari. Asta e un aspect. Trebuie să fie de interes județean. Alt aspect. Și nu în ultimul rând, acolo există o obligație legală dată de mediu pe care trebuia să o respecte primăria. Ori noi, ca să venim să acoperim o obligație legală, nu înseamnă dezvoltarea unui obiectiv de investiții, pentru care sunt deschis la asocieri. Acea propunere a făcut-o fără să ne consulte, așa cum a făcut, nu ne-a consultat nici în zona metropolitană, n-am primit nicio solicitare, nici în zona metropolitană, n-am primit niciun mail în care să ne exprimăm opinia referitoare la modificarea statutului. Au primit doar consilieri județeni desemnați printr-o hotărâre de Consiliul Județean. Așa că problema închiderii gropii este doar a primăriei Bacău și ține de gestionarea fondurilor pe care dânșii aveau obligația să le constituie.
Eu nu pot să vin peste o obligație legală pe care aveau ei de a constitui acest fond de închidere a gropii. S-a mințit? Numai puțin. Deci este o încercare de schimbare a agendei publice în Bacău. Asta e ce s-a încercat. Nimic altceva. Un exercițiu populist din partea primarului. În principiu, Consiliul Județean e un obiectiv de interes regional, dar Consiliul Județean a finanțat celula 2 și județul, prin UAT-uri, de-a lungul timpului, au plătit pentru că au depus în celula 1. Exact. E o problemă pe care trebuie să o rezolve primăria Bacuș, de care, sigur, se fac responsabili și foștii primari, pentru că acolo trebuiau constituite niște sume, dar la fel de bine se pot aduce și fonduri de la Guvernul României. Tot la bugetul Consiliului Județean, care oricum are o presiune fără precedent și generată și de aceasta cu PNDL-ul și de multitudinea de investiții pe care vrea să le financeze în sănătate și altceva, să vedem o finanțare de la guvern, cum ar fi interesant să vedem și pe celula 1 alături de primăria Bacău, că așa, sau cum așteptăm fonduri de la guvern pentru refacerea bazei Letea, care a fost distrusă cu acel cort, cu acel spital. Adică tot se spune, sunt partide de guvernare, PNL și USR, la nivelul municipiului și sunt și la nivel național, ar trebui să aducă fonduri și pentru celula 1 și pentru refacerea bazei Letea și pentru proiecte în sănătate. Că vedeți, totuși, ei nu vorbesc de aici un proiect pentru sănătatea județului Bacău, pentru Spitalul Județean de Urgență Bacău, și încearcă să mute agenda propunând fel de fel de parteneriate de acest gen, dar ei, pe de altă parte, nu recunosc că există o documentație depusă de PUZ la aeroport de o lună pe care n-au introdus-o pe ordinea de zi și asta trădează o raportare, un soi de atitudine. Asta e. Încearcă să ducă o discuție falsă pe acest subiect primarul. În fine. Da. Ca și statistică vă spun, 27% s-a depus din județ pe groapa numărul 1. 27%. Deci ce este ce depus de județ? Diferența a depus-o primăria Bacău. Încearcă să învrăjbească, încearcă pe consilierii locali de la PSD, care sunt doar 2, vezi, Doamne, să-i facă, oarecum să-i aducă în lumina rampei, că ei n-ar vota susținerea, nu votează pentru cetățenii municipiului, ci în detrimentul lor și în favoarea celor din județ. O discuție total anapoda. Adică eu am mai văzut genul acesta de discurs și la alți primari de-a lungul timpului. Le spun în continuare, nu sunt... Județul Bacău e mare și e de la podul Turcului până la Ghimeș-Făget sau de la Plopana până la Sălii Moldova. Trebuie cu toții să fim mai solidari, nu să punem instituțiile cap în cap sau să învrăjbim. Pentru că asta nu a fost altceva decât o încercare de a învrăjbi și de a arăta, uite, domnule, că Consiliul Județean nu este alături de cetățenii municipiului Bacău. Da? Consiliul Județean a avut și are și va mai avea foarte multe proiecte de interes pentru cetățenii municipiului Bacău. Și nu numai. Și totuși, o mică completare cu celula 1, că știu subiectul, mai am un pic și-mi dau o dată în celula 1. Primarul trebuie să fie conștient pentru că finanțarea care a primit-o pentru construirea celulei 1 a fost totuși obligat prin contract de finanțare, generând venituri, primăria să-și pună bani deoparte, la epuizarea celulei să aibă bugetul deja pregătit pentru ecologizarea și închiderea celulei 1. Deci nici nu știu dacă este chiar legal să facă o asociere și să aibă o sursă de finanțare externă față de ceea ce au produs cu celula 1. Și pe acolo s-au încasat bani. Au încasat bani. Orice metru cub de gunoi s-a depus, s-a plătit. Am avut conferință de presă a organizației județene PSD.
ați avut conferință de presă. E un obiectiv, e un eveniment important în viața județului, dar nu e pe agenda Partidului Social Democrat acest subiect. Nu, că nu are sens. Ne raportăm cum trebuie la el, dar nu uitați că sunt probleme mai stringente, să știți, mult mai importante. Și... Primul proiect, proiectul pe axa care va uni cu Neamțul, în primul rând, într-o zonă, este finalizat pe parte de asfaltare, urmând să, ca în septembrie să fie recepționat. Al doilea tronson și al treilea tronson sunt conform cu graficul asumat în acest moment. Tocmai de asta am și dat un semnal de alarmă că toate lucrările la nivelul județului Bacău trebuie să meargă într-un ritm susținut, mai ales în situația în care prețurile la materiale au crescut. Noi suntem în grafic și cu tronsonul 2 și cu tronsonul 3. Îmi permis o scurtă completare. În județul Neamț nu s-a băgat nicio cupă. În județul Bacău lucrările pe cele trei tronsoane se vor termina înainte de termenele prevăzute, dar există riscul, dacă nu se termină și Neamțul la timp, județul Bacău să dea bani înapoi. Asta e rezumatul. Că a zis de axa Neamț-Bacău. Da. De axa Neamț. Despre Neamț nu s-a întâmplat nimic. Nu s-a băgat nicio cupă. Pe județul Bacău, pe toate cele trei sectoare, se vor termina lucrările mai repede decât se erau programate, dar dacă proiectul nu va fi funcțional în întregimea lui, de la Neamț, de la Roman până la Podul Turcului, vor trebui dați bani înapoi. Asta știrile, și bune și proaste. Și doi, într-adevăr, am finalizat ceea ce înseamnă auditul la nivelul fiecărei instituții care o avem în coordonare și o să intrăm în următoarea perioadă, o să vedem în următoarea perioadă, măsurile care se impun la fiecare dintre ele. Mă cert, așa cum v-am și spus, asta va fi un subiect separat în Consiliul Județean, într-o ședință de Consiliul Județean. Uitați, un subiect am văzut și interesant asta și poate liberalii sunt atenți, că au subprefect, nu? S-a semnat un drum expres între Oradea și Arad, documentație, întocmirea documentațiilor pentru drumul expres Oradea-Arad de către autoritățile locale. Cred că este un proiect pilot sau un pionierat la nivelul Ministerului Transporturilor de a descentraliza anumite proiecte de infrastructură care țin de Compania Națională de Autostrăzi către autoritățile locale. N-ar fi interesant ca drumul expres Bacău-Piatra Neamț lansat la nivel de documentații pe timpul guvernării PSD când era ministru și domnul Șova și domnul Cuc să fie trimis către autoritățile județene, în speță Consiliul Județean Bacău și Consiliul Județean Neamț, pentru a grăbi și a urmări mai îndeaproape un proiect important, drumul expres Bacău-Piatra Neamț, care, repet, este pus pe agenda Ministerului Transporturilor din timpul guvernării PSD. La Oradea-Arad au făcut-o repede, că acolo au primari, au președinți de CJ-uri. N-ar fi, dar sigur, aici trebuie să existe deschidere, trebuie să existe un nivel de informare și sigur că asta ar trebui sub prefecții de la PNL astăzi, să o discute cu primul ministru, să o discute cu ministrul transportului și să descentralizeze, să vorbim în termeni generici, proiectul Bacău-Piatra Neamț de drum expres pe modelul Oradea-Arad. Nimic altceva. Ar fi interesant. Credeți că cineva de la PNL are astăzi această dilemă, de la PNL Bacău sau de la USR Bacău, are această problemă? Nici nu știu că se întâmplă așa ceva la Oradea-Arad. Nici nu știu că ministrul lor sau guvernul lor promovează asemenea proiecte. Asta ar fi de discutat. Pe terasă la George Apostol sau în sala la Teatru de Vară sunt probleme care ar putea fi puse pe tapet guvernanților care vin și spun că după 25 septembrie va fi bine pentru Moldova. Că, ce să vezi, am terminat cu alegerile locale și cu alegerile parlamentare, acum avem alegeri interne și iarăși nu ne doare gura să promitem generalități, că, știți, mie îmi plac aceste promisiuni cu Moldova și nu știu ce. Dar totuși proiectele oamenilor sunt substantive proprii, au nume și prenume. Se cheamă drumul județean nu știu cât sau drumul național nu știu cât, de acolo până dincolo.
Nu așa va fi bine după 25 septembrie, Moldova va reveni în prim plan. Păi, de ce să revină în prim plan? Ea trebuie să fie mereu în prim plan. Dar nu, a 13, a 8, vedeți, nu spune nimeni de la PNL național că, repet, în această săptămână s-au perindat toți prin Moldova, nu spune nimeni soluția de traversare a Carpaților, prin PNRR, prin buget național, prin orice soluție de finanțare. Tot vorbesc de niște capete, dar nu vorbesc pe unde vor traversa Carpații. Și să știți că știu și ei de ce nu vorbesc. Pentru că pe acolo, pe unde au promis românilor că vor traversa Carpații, știu că nu pot să traverseze Carpații. Și nu-i va lăsa nici Uniunea Europeană și nu va finanța Uniunea Europeană să treci prin parcuri naționale cu autostrada. Dar uitați că nu se vorbește. Au trecut alegerile, trec și aceste alegeri interne din PNL și vreo 2-3 ani iarăși se va așterne liniștea pe proiectele Moldovei. Dar în exercițiul financiar 2021-2027 se vor mai finanța autostrăzi? Suma este mică, da, dar suma este mică în raport cu necesarul de autostrăzi. Este ceva până în jurul sumei de 2 miliarde de euro, ceea ce este insuficient. De aceea noi am crezut în acest PNRR și deși ne-au contestat și cei la care nu ne așteptam, de maturitatea acestui proiect a 13 pe PNRR. Pentru că la 13, repet, el în mod normal ar trebui să aibă la finalul anului 2022 documentația de licitație pentru execuție gata. Dar au preferat să prindă metroul de la Cluj și să nu prindă nicio autostradă care să traverseze Carpații, că na. Despre poluare de la Comănești, de desigurare, de la Dumnezeu, unde versează toată mărăutorul și acolo, ce trebuie. Iată, o întrebare bună, na. Păi, totuși, ar trebui să-și facă treaba garda de mediu, spațiu public. Garda de mediu doarme. Acolo garda de mediu nu s-a... Cum același lucru s-a întâmplat și pentru garda de mediu, apele române. Pentru garda de mediu, foarte importante problemele, s-a spus sau de la Berejbița sau de la Tama, așa am văzut, dar celula 1, unde e... Publicație. E, cum să spun, e un punct toxic. Da. Pe harta municipiului și pe harta județului sau ce se întâmplă la Comănești, alt punct toxic, pentru că acolo totuși se diversează totuși și se tot duce. Și iată că apele Comănești și Garda de Mediu nu-și fac treaba acolo. Cred că prefectul județului Bacău habar n-are că se întâmplă la Comănești. Dar au început acest festival al ecologizării sau ecologistului, cum doriți, în județul Bacău, primarii de la PSD. Dacă e corect așa. Okay, și cred că și propunerea pe care au făcut-o în Consiliul Local este, de fapt, pentru a muta responsabilitatea pe Consiliul Județean, când, de fapt, le aparține lor. În situația în care vine în control garda de mediu, să arată, domnule, am încercat să fac, dar uite că nu se poate. Încep foarte mult să pedaleze pe acest subiect. Unii nici nu știu ce vorbesc, alții pedalează fals, alții când au avut funcții de conducere n-au făcut nimic în acest sens. O să vină și momentul să discutăm concret pe, nu? Că să lăsăm să se aleagă pe funcții, să vedem ce fel de suflu nou este, să nu fie cumva vundanf pe la PNL Bacău, așteptăm. După care discutăm și problemele de mediu. Dar le discutăm cu pixul în mână și cu exemple concrete. Pentru că, uitați, am să vă dau exemple de 3 drumuri județene care sunt făcute praf de mașinile care ies cu lemn din pădurile Bacăului. Și noi n-am avut ministrul mediului. Ministrul mediului se pregătește să se aleagă acum președinte la PNL în urma unei competiții acerbe. Bun. 3 drumuri județene. Drumul de la Mănăstirea Cașin, Onești, Cașin, Mănăstirea Cașin, zilnic, 10 de mașini cu lemne ies din pădure. Drumul județean făcut pe timpul guvernării social-democrate de la Valea Uzului, pe care toți băcăoanii l-au cerut, că e o zonă pitorească, că e lacul, că e Elveția județului Bacău. Și acolo, 10 de mașini ies zilnic și în 3-4 ani aceste drumuri vor fi făcute praf doar de către mașinile cu lemne, nu de către turiști. Da? Pentru că și zona Scutaru, zona Înțărcătoarei, cum o știu oneștenii, și zona Văiuzului sunt zone pitorești, unde băcăoanii cred că își doresc să meargă la iarbă verde, că e această dorință de a ieși tot mai mult în natură. Aceste drumuri vor fi făcute praf. Sunt drumuri făcute din fonduri de la Consiliul Județean sau din fonduri asigurate de Guvernarea Social-Democrată. La fel, drumul județean de la Asău, și de acolo ies mașinile cu zecele de mașini cu lemne,
Și noi avem parte de lecții de ecologie de la un ministru al mediului care n-a făcut nimic când a fost ministrul mediului. Și dând două, trei exemple de niște primari PSD care nu și-au găsit pe acolo prin comună. Care vreau să vă spun un lucru. Să știți că este o problemă generală ce au constatat ei. E vorba de deșeurile care provin din construcții, care nu este reglementată în acest moment la nivelul județului. Tocmai de asta am avut o întâlnire cu prefectul județului pentru a rezolva această problemă și a se opri această cavalcadă de amenzi date la nivelul primăriilor din județul Bacău. Pentru că nu doar primăria de la Sascut sau din Bereș-Bistrița au această problemă și pun de regulă deșeurile provenite din construcții în ravene, ca să nu mai să nu fugă pământul. Cam asta a fost. Asta s-a constatat. Cam asta e principala problemă. Nu faptul că se depozitează neautorizat, pentru că avem doi operatori la nivelul județului care operează într-un mod frecvent, corect, urmând graficul. Deci nu... Și mai e o problemă care nu spune nimeni, dar sigur e un subiect extrem de fin și un reglaj extrem de fin. Să știți că ce se întâmplă acum își are rădăcinile în acea, așa zisă, criza gunoiului declanșată de niște primari din zona Mâinești-Dărmănești, dacă vă amintiți, și cu un prefect la momentul ăla irresponsabil. Și i-am spus asta la momentul respectiv, noiembrie 2017, când a venit și doamna Gavrilescu pe aici. Da? Era doamna prefect care a declanșat fel de fel de stări de alertă, de urgență pe la Mâinești și la Dărmănești, că nu se mai ridica gunoiul acolo pentru că nu plăteau, evident. Au pierdut procesele. Nu i-a întrebat nimeni, nici curtea de conturi nu i-a întrebat din ce bani s-au decontat avocații, penalitățile. S-au strâns gunoiul, nu i-a întrebat nimeni pe edilii respectivi, dar de ce își are rădăcinile? Că e o întrebare și nu e nimeni cunoscător și nu e obligat să înțeleagă cu adevărat fenomenul. Pentru că atunci, la presiunea lor, s-a schimbat sistemul de taxare și de colectare pe zona deșeurilor în județul Bacău. Și la dorința primarilor și cu acceptul președintelui CJ de la momentul respectiv, s-a schimbat sistemul de taxare care a devenit mai dezavantajos pentru primar decât era până la momentul respectiv. Adică ce și-au dorit, aia s-a întâmplat, ca să zic așa. Plăteau mai puțin, lucrurile mergeau mai bine, au schimbat sistemul de taxare, acum plătesc mai mult și unii dintre ei nu vor să plătească sau nu le convine să plătească și caută fel de fel de ieșiri. Unii dintre ei, dacă nu chiar toți. Dar acolo și are rădăcina. În acel demers populist pe care noi, la momentul respectiv, știți că eram în alianță cu cei de la ALDE, care astăzi sunt la PNL, da? Dar n-am ezitat nicio clipă să ne contrăm cu ei și să le spunem adevărul în față. Și consider că și... Bun, au migrat, e problema lor, e problema și celor de la PNL. Problema e că la momentul respectiv i-am spus prefectului, doamna Coșa, da? Că este un act iresponsabil pe care îl face și iată că efectele se văd pe termen mediu și lung și se resimt în buzunarul și a primăriilor și a băcăunilor finalmente. Da? Sunt subiecte complicate și pentru cunoscători, pe care nu știu dacă le stăpânesc foarte bine maxim 10 oameni din județul acesta, dar iată că noi avem capacitatea, le-am trăit, le știm, putem să le traducem pe înțelesul tuturor. Sigur că nu-i place nici domnului de la Mâinești sau de la Dărmănești, domnul primar, când aud aceste lucruri, poate nici doamnei Coșa, poate nici domnului Avram, care nu mai sunt în politică acum, nu le place ce aud, dar astea sunt realitățile. La presiunea lor, sau poate nici fostului președinte de CJ, nu-i place ce aude, dar la presiunea lor s-a schimbat sistemul de taxare, care este nedezavantajos și pentru cetățean și pentru primari. Am să vă răspund cât se poate de scurt. Cu doi consilieri, PSD-ul nu cred că poate influența sau tranșa nici demiterea unui viceprimar, nici o altă propunere de viceprimar. Nu vom intra în niciun fel de alianță, nici pentru demitere, nici pentru
votarea unui viceprimar. Repet, avem doar doi consilieri. Considerăm că PSD-ul cu doi consilieri din 23 nu poate influența decisiv aproape nimic la nivelul municipiului Bacău. Evident că s-a construit o majoritate, am văzut și știm cu toții, în jurul PSD-ului, cu PPUSL, cu PER, cu Pro-România, care, să știți, funcționează, toată lumea îi spune, mulți îi spun greșit G12 sau opoziție sau nu știu ce. Este o anumită construcție conjuncturală generată de anumite proiecte, pentru că sunt foarte multe proiecte care în Consiliul Local au trecut cu 18, 19, 20, 23 de voturi și trebuie luat aminte la acest lucru, inclusiv parcul industrial și vor mai fi asemenea proiecte, inclusiv ăsta cu halda de fosfogips. Se va vota după ce domnul Candeț a lămurit că nu este o descărcare a responsabilității de mediu pentru lichidator. Evident că se va da votul pentru înaintarea documentației pentru a se ecologiza această haldă de fosfogips. Este o temă falsă, această așa zis opoziție în municipiul Bacău, promovată de primarul Bacăului, incapabil să recunoască niște evidențe că totuși este singurul primar din țară care are bugetul blocat ca urmare a autogolului pe care și l-a dat el și cu prefectul. Sunt fel de fel de... Am urmărit și eu această corespondență. Ați văzut totuși, Direcția de Finanțe din Bacău a solicitat bugetul pe modelele recunoscute de Ministerul Finanțelor. N-a fost depus acest buget de primar. În fine, sunt problemele de sus. N-aș vrea să reiau acest subiect, să intru în amănunte. Cert este că cu doi consilieri noi nu putem influența decisiv și lăsăm, după eșecul pe care l-am avut în perioada 2016-2020 la nivelul municipiului, lăsăm actuala majoritate, actuala putere USR-PNL să arate băcăunilor ce pot și să demonstreze că ceea ce au vorbit în septembrie anul trecut se poate și implementa, dar totuși să stai, să intri în semestru practic de 3-4 zile se pot face rectificări. Se pot face foarte simplu rectificări. Orice doleanță din partea executivului noi am susținut-o în mod corect. Am văzut și motivarea pentru demiterea viceprimarului, că domnule avem de rațiuni de o nouă majoritate. Este o temă extrem, extrem de falsă. Proiectele, sunt viziuni diferite pe proiecte. Pot să accept treaba asta. Adică de ce noi n-avem voie, că suntem doi, că suntem 12, să avem altă viziune pe un anumit proiect decât majoritatea USR-PNL? De ce n-am avea voie? Adică ce zice primarul? Chiar aia trebuie să se întâmple? Iată că mai există și alte păreri și văd, sunt foarte multe, de fapt, cred că invers trebuie privit. Ce proiecte majore s-au blocat la nivelul municipiului Bacău de către PSD sau către această coaliție, să spunem, conjuncturală, da, generată de anumite proiecte? Am văzut că, de exemplu, la Paris se retrag trotinetele. Cred că la Bacău a trecut un proiect cam repede, ca gâsca prin apă, cu 12 voturi. Acolo n-a mai fost nicio opoziție, nu? A trecut cu 12 voturi un proiect. Eu zic că infrastructura municipiului Bacău nu este pregătită pentru acest tip de transport, care poate genera multe accidente. Nu sunt proiecte. E o temă falsă pentru un primar și o coaliție PNL-USR care nu vrea să se apuce de treabă sau nu știe să se apuce sau nu poate să se apuce de treabă și tot folosește această marotă că nu îi lasă cineva să facă treabă. Au avut majoritate când s-au instalat viceprimarii. N-au avut majoritate când au vrut să mărească taxele și impozitele locale. Când au vrut să majoreze în baza unui așa zis audit la CRAB să majoreze cu 50% prețul la apă, pentru că noi am citat din documentul consultantului. Sigur că există un plan tarifar aprobat, că am mai văzut această dezbatere falsă. Există un plan tarifar aprobat prin care prețul la apă în timp să se majoreze, dar ținând cont de un grad de suportabilitate al populației. Asta, da, este o discuție. Dar în acel document se vorbea de majorarea cu 50% a prețului la apă. Acolo sigur că ne-am opus. Sigur că la bugetul municipiului am avut și noi anumite amendamente, că așa e firesc să ai amendamente. Ați văzut și la Iași și la București, s-au făcut amendamente la București, Nicușor, dar n-a ieșit foarte repede din aceea. A înțeles anumite doleanțe ale opoziției și s-a deblocat și treaba merge mai departe. Așa doar să stai cu bugetul blocat și să constați că la sfârșit că totuși avem dreptul să depunem și noi amendamente, dar mie nu mi se pare iresponsabil primarul Bacăului, mi se pare iresponsabil prefectul județului, pentru că se pretinde și a fi jurist și tot o ține că bugetul este inoperabil.
bugetul nu este inoperabil. Să trimită HCR-ul 111 la finanțe să vedem dacă este inoperabil. A catadixit să-l atace justiției imediat. Au pierdut la prima instanță. Evident că se poate merge și la apel, la fel de bine cum nu se poate merge la apel, adică dacă se înțelege măcar în ceasul al 12-lea. Și de ce aș îndemna să nu se meargă? Deși nu e nicio problemă să se meargă la curtea de apel. Pentru că dacă nu se face apel, intră HCL 111 în vigoare și se pot face rectificări acolo unde nu se pot rezolva din pixul primarului. Pentru că ați văzut o hârtie internă în interiorul, în primăria Bacău, prin care sunt anumite reglaje care se pot face de către ordonatorul de credite. Dar nu vrea, nu catadisește să facă acest lucru, e problema dânsului. Dar există instituția rectificării. Da, domnule, vreau bani mai mulți la reparații străzi. Hai să vedem de unde îi luăm. Și propune celor 12 să facă această rectificare. Evident că se poate debloca, dar preferă să aibă această strategie. A zis bine un consilier local, strategie tip berbece. Na, ce să facem? Victimele sunt băcăuanii. Asta este evident și municipiul Bacău. Dar nu trebuie să hatărul primarului să fie girat și de 2, 5, 8 sau 12 consilieri. Repet, PSD-ul are doar 2 consilieri și nu va intra niciun fel de... Cred că nici nu va intra în sală la un eventual proiect de hotărâre cu demiterea viceprimarilor sau cu votarea unui alt viceprimar. Mi se pare că cea mai gravă decizie pe care ați prezentat-o în această conferință de presă, decizia ministrului Ceche de a asista plățile pe PNDL 2. Domnule președinte, ați precizat că veți depune toate eforturile ca să asigurați în continuare finanțarea lucrărilor contractate prin rectificare bugetară. Acum, rectificare înseamnă că iau dintr-o parte să pun în alta. Ce veți face? Există pericolul ca aceste lucrări să nu poată continua, cum vă explicați în limbajul dublu al ministrului care vine în Bacău și promite chiar un PNDL 3, promite resurse de finanțare pentru că face parte dintr-un guvern care încurajează investițiile și acum am făcut stop joc. Ce se va întâmpla dacă nu reușiți prin rectificare să asigurați finanțarea lucrărilor care sunt în până răspundeți din nou, președinte, să fac o paranteză pentru că e și puțină politică aici. Eu nu cred că ministrul Cechi a blocat PNDL. Să încercăm să facem un exercițiu de imaginație. Sunt convins că primul ministru știa de această circulară dată de ministrul dezvoltării. Pe de o parte, eu cred că blocarea PNDL-ului și are rațiunile tot în ceea ce se numește Congresul PNL. Pentru că acum anumite UAT-uri, CJ-uri din țară, primării, primari liberali, președinți de CJ liberal care urmează să voteze pe 25 septembrie la Congres, din dorința de a nu-și bloca proiecte, de a nu li se bloca proiectele, vor trebui să meargă cu jalba în proțap la stăpânire, la București. Și aceste jalbe în proțap se vor aduna, se vor cuantifica undeva și se vor debloca, o să vedeți, undeva pe la începutul septembrie, pe măsură ce ne apropiem de 25. Cu siguranță va fi o rectificare pe PNDL, pe ochi frumoși și pe voturi din interiorul PNL până pe 26 septembrie. De asta s-a blocat PNDL-ul. Nu cred că are nicio treabă cecheatelor, cred că e exact congresul din PNL. Pentru că acum sunt șantierele duduie, primarii încearcă să le termine cât mai repede, constructorii încearcă să scape cât mai repede de lucrări, cresc prețurile la materiale și vor să le recepționeze și să scape pentru că încep să piardă pe aceste proiecte datorită acestor creșteri galopante la materiale de construcții. Și sigur se vor duce dacă nu s-au și dus deja. Vedeți că să constatăm ce s-a întâmplat în această săptămână. Inclusiv în Bacău. Primul ministru a venit și s-a văzut cu 20 de primari. Doar de la PNL. La Botoșan, la fel. S-a văzut doar cu primarii PNL. La Neamț, la fel. La Iași, la fel. Doar cu primarii PNL. De ce? Ca să le vezi, doamne, să le audă doleanțele. Oamenii ce să-i spun? Spune, doamne, s-a blocat proiectul X, proiectul Y, dar lăsați că rezolvăm. Vă dați seama că din pixul primului ministru se rezolvă, nu de la Camera Deputaților. Asta e dezbaterea pe PNDR, ca să știți. Alegerile interne. Bun. Eu tocmai asta vreau să... Am vrut să asigur și constructorii și
mod evident, o să fac rectificări, poate chiar săptămânale, în funcție de viteza de lucru a fiecărui constructor, tocmai ca să nu se încetinească modul de lucru la nivelul proiectelor pe care Consiliul Județean le administrează. Voi încerca să fac rectificări din anumite zone în care nu se mișcă atât de repede, nu sunt încă preluate anumite proiecte, să le duc pe ceea ce este în construcție, în continuare. Deci cam asta e politica. Noi am identificat anumite posibilități. Ăsta e și rostul pentru care astăzi am punctat că nu vor fi probleme pe finanțarea PNDL, pentru că o să preluăm noi această finanțare până la deblocarea prin rectificare la nivelul, la nivel național. Poate că pe mine mă înșeală memoria, mă rog să mă corectați dacă greșesc, când s-a dezbătut la nivelul șefilor de state și de putere de nuie acest program PNRR, îmi amintesc că la noi în țară a fost o mare bucurie, spun așa, un mare succes al diplomației, a venit domnul Iohannis cu 89,3 miliarde euro, după care aflăm că sunt vreo 33, acum sunt vreo 29. Acum e vacanță și domnul Ghinea a spus că nu e nicio problemă, România nu e singura coricentă, mai sunt încă 6 state. Domnule președinte, dacă în toamnă nu vor fi nici măcar ăștia 29 și vor rămâne vreo 13-14, considerați că face obiectul unei noi moțiuni de cenzură, pentru că avem o altă sesiune parlamentară împotriva guvernului care a reușit performanța de la 89,3 să obțină vreo 11, 12, 13, nu știu. Dă, Doamne, să obțină măcar așa 29. Dar bună cronologia de asta, pentru că România nu trebuie să uite. S-a plecat de la 80 de miliarde, s-a ajuns pe la vreo 40 inițial, după aceea la 29, din care doar vreo 15 vreo 14 nerambursabil și 15 rambursabil. Atenție pe cel mai mare grad de îndatorare pe care l-a avut România vreodată. S-a prezentat o statistică la nivel oficial, gradul de îndatorare pe timpul unor guvernări. Guvernarea Boc 40%, guvernarea Orban 40% și guvernarea Cîțu 50%, e cel mai înalt vârf. Guvernarea Ponta sau Dragnea 34-35%, Dragnea zic Dăncilă, 34-35%. Deci, grad de îndatorare foarte mare pe timpul guvernărilor de dreapta. Bun. Evident că trebuie să așteptăm să se tragă linie pe acest PNRR, despre care s-a vorbit, am mai spus, s-a vorbit mult și prost în România. La un moment dat îl auzeam pe primul ministru că nu pleacă nimeni în concediu până nu se rezolvă cu PNRR-ul. Văd că deja se discută de toamnă. Dânsul n-a plecat în concediu, a plecat prin să ne cunoaștem țara, printr-un exercițiu de vilegiaturism. Da? În loc să se asigure că acest PNRR să fie aprobat cât mai repede. De ce l-au dus în septembrie-octombrie, nu înțeleg. Probabil că iarăși are rațiunile în acest 25 septembrie fatidic, ce tinde să devină fatidic pentru România și români. La fel cum și alegerile din USR, probabil că au legătură, tot în luna septembrie au legătură cu acest PNRR. Evident că trebuie să așteptăm bilanțul, pentru că un PNRR va fi aprobat, dar ce rămâne din el și ce proiecte vor fi, care vor fi date jos, care vor rămâne, sigur că pot fi oricând obiectul unei moțiuni de cenzură. Eu am zis și aici, dacă nu depui moțiune de cenzură la gestionarea PNRR-ului, așa cum a fost ea până acum, practic nu mai ești partid, te desfințezi ca partid de opoziție. Și foarte bine a făcut PSD-ul că a făcut moțiune de cenzură, cu șansele de reușită pe care le dictează aritmetica, algebra, matematica, ce doriți dumneavoastră. Dar, într-adevăr, în septembrie, dacă vom constata că îl vom avea aprobat după 25 septembrie și la niște sume vizibil mai mici decât cele despre care s-a vorbit, adică 14 plus 15, evident că va fi un nou prilej de moțiune de cenzură, dar nu asta e, până la urmă, nu asta este, nu asta trebuie să fie obiectivul. Noi ne-am fi dorit ca acest PNRR să fie aprobat cât mai repede și într-un cuantum maxim și cu proiecte echilibrate, pentru că acest PNRR, din punctul nostru de vedere, și ne-ați mai urmărit ieșirile publice, că nu vă plictisim pe această zonă,
Este dezechilibrat. PNRR-ul, în esență, este un PNRR pe Transilvania și mai mare și unul mai mic pe restul țării. Pentru că sunt, totuși, repet, nu poate nimeni spune fost PSD-ist sau fost demnitar în statul român că proiectul metroului de la Cluj este mai matur decât A13. Dar totuși proiectul de metroului la Cluj este în PNRR. Sunt foarte multe și mai pot da exemple de proiecte care sunt mult în urma lui A13 ca maturitate, dar sunt prinse în PNRR. Ce să vezi, sunt cele din Transilvania sau din Ardeal. Ei tot vorbesc pe PNRR, pe Moldova, vorbesc de Ploiești-Buzău. Pe Ploiești-Buzău nu vă spărați, e cumva prin Moldova. Sau de acest A7 care să vedem noi când va deveni el. L-au anunțat, au dat fel de fel de termene, care mai de care mai optimiste, le-am consemnat frumos și cei de la USR și cei de la PNR. Au spus că toate vor fi lansate în licitație, toate tronsoanele pe A7 vor fi lansate în licitație până la finalul acestui an. Sunt curios, așteptăm să vedem. Pentru că să știți că viteza de înaintare este dictată și de momentul în care lansezi licitațiile, felul în care merg aceste licitații. Sunt convins că la CNAE și la Ministerul Transportului sunt foarte multe obiective de licitat, foarte multe oferte de analizat, de aceea au și început să exerseze acest tip de descentralizare cu drumul expres Oradea-Arad, care vi l-am dat exemplu și care n-ar fi rău de replicat la nivel de Bacău-Piatra Neamț. Drum expres, repet, prins în timpul guvernării social-democrate și care este în continuare acolo în bugetul Ministerului Transportului, care ar putea fi transferat după metoda Oradea-Arad, ar putea fi transferat la Bacău-Piatra Neamț, unde, ce să vezi, sunt președinți de Consiliul Județene de la PSD. Dar sunt și primari de la USR sau de la PNL, nu? Și la Bacău și la Piatra Neamț. Da, e mult zgomot, au practic 7-6 luni de guvernare, mulți gomoți și puține realizări și foarte puține realizări pentru Moldova și pentru județul Bacău. Dar pentru județul Bacău, sigur că viitorul sună sumbru, atâta timp cât cele două partide de guvernământ nu au reușit să promoveze, vă spun încă o dată, nu au reușit să promoveze niciun om în eșalonele 1, 2, 3 la nivelul guvernului. Cred că la fel se va întâmpla și cu proiectele. Nu văd niciun proiect major. Că vorbim de finanțarea celulei 1, că vorbim de la Guvernul României, că vorbim de finanțarea refacerii bazei Iletea, mai mic, mai mare, deocamdată eu n-am văzut nici la USR, nici la PNL în județul Bacău un proiect pe care să și-l asume, domnule, asta vrem să facem în următorii 4 ani. Și care să fie și pe, știți că declarativ am văzut, dar să fie prinse și în documentele Ministerului și Guvernului României. N-am văzut încă un proiect, n-am văzut. Da, asistăm zilele acestea un concurs de frumusețe între domnul Orban și domnul Cristu. Toate televiziunile au transmis ieri, clar. Domnul Orban i-a reproșat domnului Cristu să dați bani primarilor PNR. A făcut această precizare. E vorba de cinism, e vorba de ceva mult mai urât în chestiunea asta, pentru că e un mesaj care, sigur, pentru români este destul de... Da, este și cinic, este și ipocrizie. Nu spune nimeni să nu se dea banii la primarii PNL. Dar problema dânșilor e că nu recunosc că asta fac. Asta au făcut la finalul lunii decembrie. La finalul lunii decembrie, da, au curajul. Sunt lucruri care se petrec sub ochii dumneavoastră, pe care dacă și le permitea guvernarea social-democrată, era scandal mare. E complicat totuși să fii în aceeași zi și la Suceava și la București pe infrastructura partidului. Totuși am văzut primul ministru, dimineața era Suceava, seara după amiază era la București. Nu cred că s-a realizat acest lucru cu infrastructura și după aia iarăși la Vaslui, Iași, Botoșani, Neamț și acum Bacău. Cred că cu alt gen de infrastructură se lucrează în alegerile interne din PNL, dar sunt lucruri care se petrec sub ochii noștri și strigătoare la cer. Acest apel către alocări de sume pentru primarii PNL este iarăși o dovadă de cinism. Și v-am spus că acest PNDL s-a suspendat din rațiuni de cele două congrese. Sau cu precădere congresul PNL. Pentru că acum primarii PNL și președinții CJ PNL nu vor să-și oprească lucrările și evident vor să financeze constructorii, că constructorii vor să facă treabă. Și se vor duce cu jalba în proțap la candidatul prim-ministru Florin Cățu. Și probabil că se va întâmpla ce s-a întâmplat de multe ori. Pixul de prim-ministru va tranșa alegerile în interiorul unui partid. Asta fiind o veste proastă pentru domnul Orban. Da.
Pixul va fi mai mult decât ce înseamnă el pentru activul PNL. Teritoriul, știu ce, este un vechi, un foarte vechi în politică, de 30 de ani, apropo de Suflu Nou și alte. Această cifră de 30 de ani adusă în prim plan și anul trecut și anul acesta de liberalii băcăuani. Ei tocmai au anunțat că susțin un candidat care e cel mai vechi în politica națională, Ludovic Orban, 30 de ani. Dar o să constate că 30 de ani în PNL nu i-au slujit aproape la nimic atunci când se bate cu Pixul de prim-ministru. Da, a crescut puterea de cumpărare. Da. Sunt afirmații care probabil unele se vor confirma, altele se vor infirma și românii își vor aminti de ele, pentru că am văzut totuși multe țipete și răgnete la microfonul Parlamentului, tot cu baronii PSD, să nu saliveze baronii PSD, dar PSD-ul nu știu dacă mai are un președinte de Consiliu Județean de 12 ani. Poate doar, nu, de 12 ani nu. Da, nu e vorba, în primar, au ales oamenii, nu, știți asta cu baronii PSD, dar baronii sunt tocmai în curtea PNL-ului, pentru că marți a vorbit în Parlament de baronii PSD, iar joi dimineață era cu expresia baronului, numai că la PNL, domnul Futur, nu, că vine din PNL, PLD, PD și iar PNL, președinte, senator, ministru, gripa aviară, toate... scris cu oi că dacă funcționa atunci Agenția de Protecție Animalelor, nu mai candida niciodată domnul Frutur în statul român, dacă funcționa în 2009 când a scris cu oile numele unui candidat la prezidențiale. Și fel de fel de alte năstrușnicii, dacă astea nu sunt apucători de baron, și este prezentat ca suflu nou în PNL, la fel ca și domnul Boc, care e iarăși expresia unui suflu nou. Dar care să nu uităm că și-a pregătit candidatura la primăria Cluj, de la acum toată lumea se admiră, domne, ce s-a întâmplat la Cluj, ce nu știu ce. Și-a pregătit candidatura tăind paturi, să nu uităm asta, tăind paturi din sistemul de sănătate național, creând resursă pentru a finanța sala polivalentă și stadionul din Cluj, pe, da? Și evident că a fost ales de clujeni și acum este unul din cei mai buni primari. O fi. Dar pe banii tuturor românilor s-au făcut aceste lucruri la Cluj. N-am ezitat să semnalez atunci când a fost cazul principialitatea domnului Bolojan de la Oradea, care a spus, domnule, totuși există niște decalaje de ordin istoric între Transilvania și Moldova, pe care trebuie să le asumăm, să le recunoaștem și dacă vrem, dacă le asumăm și le recunoaștem, reușim să le și micșorăm. Dacă tot o să ne dăm noi cei mai deștepți, cei mai frumoși, cei mai capabili și în raport cu ceilalți, greșim profund ca și viziune. Pentru că totuși discursul PNL din 2019 și în 2020, cam ăsta a fost. Dom'le, în comunitățile conduse de primarii PNL Dezvoltare, în comunitățile conduse de primarii social-democrați, e asistență socială. Și e greșit. E greșit. Și am văzut aceste cuvinte cu asistat social și în gura unor activiști liberali de la Bacău. Dar nu pot să nu recunosc că Ilie Bolojan a fost un tip principial când a spus, dom'le, sunt niște decalaje pe care dacă le asumăm și le înțelegem, reușim să le și, dacă în continuare ne dăm mai deștepți decât e cazul și mai pregătiți și mai capabili decât ceilalți, greșim ca viziune de ansamblu asupra României. Da? Ei continuă să învrâșbească și Rareș Bogdan și Flutur și toți ceilalți. Și tot vin când sunt alegeri locale, parlamentare. V-am spus, primul ministru de la PNL, Ludovic Orban sau Florin Câțu, au venit când au fost alegeri locale, alegeri parlamentare, în săptămâna din alegeri locale, alegeri parlamentare și alegeri interne în PNL. Dar n-au venit să întrebe pe președintele Consiliului Județean, pe primarii județului, băi, băieți, ce probleme aveți? Care sunt problemele județului Bacău? Nu. Astea sunt. 20 septembrie Ludovic Orban sau 19 septembrie la Bacău, după aceea pe 3 decembrie la acea inaugurare forțată a centurii când s-au făcut de râs. Și acum, astăzi, la această bătălie, care, de fapt, conferința județeană Bacău se poartă sub auspiciile bătăliei Orban Cățu, cum bine spuneați mai înainte. Nu, pare să că nu interesează pe nimeni cum arată viitoarea echipă de conducere a PNL Bacău, cine va conduce PNL Bacău, care e suflul nou, care e... Dacă domnul Bârzu iarăși se agață pe acolo camâța de burlan de 30 de ani...
Totuși, se pregătește să vină consilier județean. Problema nu este că sunt de parte canibalismul care se întâmplă în momentul ăsta. Și la municipiul, mă scuzați, la municipiul totuși, la municipiul la PNL am văzut subținul ce înseamnă. E un politician care vine din 2004. Domnul Roșanu, să-și amintească, el a intrat în politică pentru că Băsescu i-a refuzat pe Nistor și pe Drăgănuță. Și au zis, domnule, nu candidați voi, cei mai vechi și amintesc, nu candidați voi, candidează din partea lui Nistor Miroșanu, din partea lui Drăgănuță Cucuian. Așa a intrat în politică Miroșanu acum 17 ani și el este suflul nou și se prezintă ca politicianul care nu știu ce și nu știu cum. Hai să fim serioși. Care a mai deblocat și spitalul municipal, am aflat ce declarații jignitoare la inteligența oamenilor până la urmă. Am văzut și din partea lui Lucian și din partea că ei au deblocat spitalul municipal. Ce au deblocat la spitalul municipal? Au aprobat în CGSU o idee venită din zona social-democrată pe 13 martie seara 2020 aici și finanțată de CJ Bacău și CL Bacău, care a fructificat un moment, dacă putem vorbi de fructificat în timp de pandemie, o stare de urgență în care s-au făcut niște lucrări repede pentru etajele 45 care s-au dovedit utile. Asta s-a întâmplat. Și dânsul ce? Pentru că a ridicat mâna în CGSU, a deblocat spitalul municipal. Acum, ca viceprimar să deblocheze spitalul municipal, are ocazia acum să-l deblocheze, care are 3 ani în față de viceprimar și majoritatea în Consiliul Local să deblocheze spitalul municipal. Ce s-a întâmplat în 2020 la spitalul municipal, etajele 45, este ideea și proiectul eminamente social-democrat. Hai să fim serioși. Dar sunt caragioși. Și când vezi asta în gura unui politician cu state vechi și el, Lucian, sau unul Miroșanu, repet, din 2004 și el, când vezi asta, sigur că ai o singură concluzie. Nivelul în clasa politică băcăoană scade de la zi la zi și de la mandat la mandat. Cum să vii să susții asemenea prostii? Cum au și susținut cu centura și cu aeroportul, că le-au făcut, că le-au finalizat, că și de fapt nu au făcut nimic. Este viceprimar să deblocheze spitalul municipal, să treacă la treabă, pentru că deocamdată, am mai spus asta, PNL-ul are o tăcere asurzitoare pe subiectul bugetului. Eu nu înțeleg ce fac ei acolo. N-au nicio opinie, au fost prefecți, sunt oameni cu experiență administrativă, nu? Totuși, cum se complac în această situație de a sta cu bugetul blocat, singur buget la nivel național care este blocat în municipiul Bacău? Și nimeni nu-și pune întrebarea. Explicația lor e simplă, că domne, că președintele PSD cu doi consilieri locali. Hai să privim puțin dincolo. Chiar atâta putere are PSD Bacău încât să țină blocat bugetul municipiului cu doi consilieri locali, Laur Șova și Ioana Dinu? Hai să fim serioși. Cred că și ceea ce nu realizează are în spatele PSD-ului. Adică au toate părghile, acum nu pot să mai... Cred că exact. Dar să știți că retorica aceasta, concursul acesta de anti-PSD sau din interiorul PNL-ul SRB acolo, pe noi nu ne deranjează. Ei tot o țin în continuare că nu fac treabă din cauza PSD-ului, care, repet, are doi consilieri la nivelul municipiului Bacău. Dar nu vor să treacă la treabă în municipiul Bacău. Și asta este mesajul. Să treacă la treabă și să lase fel de fel de alte operațiuni de... Și vreau să felicit pe această cale și eu, primarii liberali, care n-au cuplat la solicitările de la centru. Din săptămâna trecută, Adibul a solicitat niște documente pentru mersul proiectului, mandate pentru mersul mai departe al POIM-ului, aplicației pe apă canal. Și a zis, domne, nu, blocați. Și au fost primari liberali, pe unii și cunosc și fericit, ei mei, eu și alții, care nu, au zis, domnule, trebuie să meargă proiectul, pentru că eu sunt beneficiar de proiect. N-am cum să pun piedică, îmi doresc să înceapă cât mai repede lucrările acolo. Și fel de fel de... Am văzut că primarul Bacului a anunțat triumfalist recepția la rezerva de apă. Unde-i? Ce s-a întâmplat cu recepția la rezerva de apă? Că n-am mai aflat. A anunțat-o cu 3 zile înainte, dar au trecut 3 zile de când s-a făcut, 3-4 zile, și nu spune nimic primarul Bacului. Ei sunt deranjați că noi punem mai franc aceste probleme și mai vin și eu și... Dom'le, să le intre bine în cap. Că sunt președintele organizației județene PSD, organizație politică care a girat proiecte și a rămas și restantă pe anumite proiecte, care a girat oameni mai buni, mai puțin buni, da? Care au influențat proiecte, care au influențat destinele oamenilor, atâta timp cât sunt președintele acestei organizații, sunt implicat în tot ceea ce înseamnă mersul organizației, ceea ce fac consilierii locali, consilierii județeni, aleșii locali, dar ce-ar vrea ei? Să trăiesc eu într-un cocon, într-un tur de fildeș? Asta nu se va întâmpla cu mine. Atâta timp cât când va fi altcineva președintele organizației județene PSD, treaba lui cum va gestiona. Deocamdată
Am fost partid de guvernare, am luat și bobărnace, am luat și atacuri neprincipiale din partea partenerilor de la ALDE pe tema deșeurilor și multe altele. Am făcut proiecte, am dat drumul la proiecte, am comunicat cât am putut de bine sau mai puțin bine. Acum suntem în opoziție și nu spunem decât niște realități. Tot ce v-am spus aici sunt niște realități care greu pot fi combătute. Spitalul Municipal l-a deblocat prefectul Miroșanu. Are ocazia viceprimarul Miroșanu să facă Spitalul Municipal, repet, să treacă la treabă mai repede și să termine aceste lecții de juridice pe tema bugetului, pentru că consilierii locali au dreptul la amendamente. Așa cum secretarul general e pe scenă la Teatrul de Vară, puteți să întrebați, Sighear Tău, s-a ridicat în plenul Parlamentului și s-a dus și a propus dublarea alocațiilor. N-a trecut pe la comisie, n-a trecut pe nicăieri. Pur și simplu, pentru că plenul e suveran. S-a dus dublarea alocațiilor la copii, plenul suveran. Plenul a ridicat mâna, s-a decis dublarea alocațiilor. Acum consilierii locali n-au voie să facă niște amendamente, că vezi, Doamne, fac inoperabil bugetul. Că ai voie să faci cheltuieli. Sigur că ai voie să prinzi cheltuieli pe care deja le-ai efectuate. Niște limite, niște cheltuieli anunțate în bugetele precedente, dar noi am semnalat acolo un tip de cheltuială pe care legea nu-l aprobă. Și anume, inclusiv acest raport de audit la CRAP, da? Tu trebuie întâi să-l prinzi în buget și după aceea să startezi operațiunea de contractare, de licitație, de contractare și de efectuare plăți, dacă este cazul. Ei au făcut tamamin invers pe anumite și asta este pe lângă lege. Și se fac că nu înțeleg. Eu zic că o să înțeleagă, pentru că noi nu putem lăsa lucrurile astea nesemnalizate. Aștepți bugetul și după buget dai drumul la acest tip de cheltuială nouă, pe care n-ai prins-o în bugetele precedente. Eu zic că, dacă nu mai sunt întrebări, cu promisiunea că revenim curând și nu vă plictisim și mai înviorăm viața politică din județul Bacău. De aici și câștigând și pierzând, că sigur că ne facem dușmani și unii poate nu înțeleg tonul acesta mai virulent de a pune probleme și mai franc. Ne luăm la revedere de la dumneavoastră. Vă dorim o duminică plăcută sau drum bun la conferința județeană a PNL și așteptăm și noi cu interes să vedem ce se întâmplă acolo, să vedem ce înseamnă suflul nou. Mulțumim frumos, duminică plăcută în continuare. Duminică plăcută.